Am terminat materia la pragmatică, am terminat materia la semantică. Dimineața, prieteni, este luni 8 aprilie și astăzi continuăm să învățăm pentru licență. Din câte știți, sau, de fapt nu cred că știți, am terminat cursurile de semantică și îmi mai rămâne acum să fac seminarele și lucrurile astea, dar nu știu dacă să mă uit pe seminare acum sau puțin mai încolo. Ideea e că aș vrea să învăț, încep să scriu la pragmatică, tot la franceză, pentru că sunt două lucruri care simt că e o materie care mă stresează foarte tare și vreau să scap de ea cumva, adică măcar să trec prin ea și să mă relaxez. La fel vreau să fac și cu morfologia la franceză, adică sper ca săptămâna asta să fac și pragmatică și morfologie, iar apoi doar niște literatură la engleză, niște lingvistică engleză și să mai învăț din chestia asta la franceză. Dar cumva să le amestec. Dar săptămâna asta vreau să fac pragmatică franceză. Da, în mare parte asta fac acum. Vreau să scriu un jurnal. E ora 9 și voi începe să scriu un caietul ăsta când mi se termină caietul roz în care îmi scriu notițele acum și la engleză. Vreau să-mi iau notițele de la cursul de teorie critică și vreau să mai iau la fel notițe, cred că o să le iau în Notion totuși, cele pe care le citesc din sursele critice, pentru că pe lângă cărțile pe care trebuie să le citesc la literatură și pe lângă cursurile pe care trebuie să le reiau la, pentru la facultate, am și bibliografie critică și la lingvistică și la literatură. Ceea ce nu mă așteptam să se întâmple, teoretic, pe parcursul facultății nu prea am citit bibliografie critică la lingvistică, de exemplu, și sunt puțin temătoare în legătură cu cum o să se, cum o să funcționeze chestia asta. Dar cred că o să fie decent, adică ar trebui să înțeleg niște chestii, vreau și să dau la des o parte din materiale, dar în anul 3, știam cumva cum o să fie situația, știam că o să dau licența anul ăsta, pentru că știam că nu luasem restanța aia și că urma să o dau în septembrie anul trecut. Știam cam cum o să fie lucrurile și știam că va trece un an de zile de la materie și mi-aduc aminte că mi-am scris, atât la semantică franceză cât și la pragmatică franceză, mi-am scris cele mai stupide răspunsuri la cele mai stupide întrebări pe care le-aș putea avea acum. De exemplu, mi-am scris la catacreze, mi-a scris ce să dai la catacreze, că nu aș putea să caut acum pe Dex. În fine, atunci când spui, de exemplu, că pisica este întâi animat, apoi spui că este animal, apoi că e mamifer, că e carnivor și toate chestiile astea, sunt niște paranteze puțin înclinate. Că încă m-ar întreba cineva acum ce să alea, într-adevăr nu mai aduceam aminte dacă, nu mai aduceam aminte exact care e faza cu ele, știam la ce folosesc, dar nu știam dacă trebuie să știu ceva despre ele. Și am găsit o săgeată în care mi-am zis că astea sunt paranteze care ne arată că astea sunt caracteristici, nu că pur și simplu descrierea animalului respectiv. Și că între parantezele astea pot avea mai multe cuvinte, nu doar animal, ci pot să zic ceva care mușcă sau care mușcă. În fine, da, și știam și mă bucur că am ajuns în punctul ăsta acum și că m-am gândit să fac asta pentru că e useful în anumite situații, în anumite situații încă e stupid, pentru că încă mai amintesc anumite lucruri. Acum, cred că ce o să fac este să editez un vlog, ca să vă uitați la voi la el azi și apoi să mă apuc de învățat. Vlogul n-ar trebui să-mi ia prea mult, deci, da. Thank you.
Bună dimineața, prieteni! Este marți și e ora 10 fără un sfert. Astăzi mă apuc, continui cu pragmatica și sper ca pe seară să termin de scris. Atât îmi propun să fac acum. Poate reușesc să le termin până mă duc la job, dar nu vreau să mă forțez, vreau să trag de mine doar să le scriu. Am scris în jurnal, trebuie să mai fac planul în care teoretic știu ce este și ce am de făcut. Salutare din nou, prieteni! Probabil că nu pare, dar au trecut 3 ore de când am vorbit ultima oară. Am ajuns la cursul 8. Cred mai am o pagină de transcris și ajungem la cursul 8, ceea ce e foarte bine, pentru că am 10 cursuri și o să mă mai duc la job. Și o să am o pauză de o oră când probabil o să transcriu un curs și un pic. Iar apoi vin acasă și o să mai transcriu la job un curs și un pic și apoi, când ajung acasă, restul, adică încă un curs și un pic. Salutare, prieteni! Este 9:30 sau 9:10. Știu că pare că am stat toată ziua la birou pentru că n-am mai filmat nimic altceva, dar am plecat de acasă, m-am dus la job, am mâncat de câteva ore azi, am ieșit din casă. Și m-am întors la birou și am terminat, exact cum am zis, am terminat de scris cursul numărul 10 acum. Exact cum am prevăzut că o să apuc să scriu un pic la job și un pic acasă. Exact asta am făcut. Și voiam să vă spun că am terminat materiala pragmatică, ceea ce mă bucură extrem de mult. Sigur, mai trebuie să mă uit pe seminar. Mai am, cred că, 2 cărți de citit la literatură. Adică astea pe care știți că acum le fac în New York și încă Le Jeux de l'amour et du hasard, de Marivaux. Așa cred. Nu joc mai altceva. Și cam atât. După aia mai am niște bibliografie. Mai am de făcut o groază de lucruri, dar mare parte, nu. Partea importantă a lucrurilor este făcută. Cred. Cumva. Și o să mă pregătesc să ies, la 10 o să ies în oraș și asta ca să avem puțin echilibru între învățat toată ziua și reward-ul, care va fi nota mare la licență, hopefully. Dar până atunci trebuie să mă și distrez, să ies din casă. Sper că nu o să uit să filmez, dar da, o să ies din casă. Momentan vreau să mă mai uit puțin să-mi fac un plan, pentru că va trebui să încep să citesc de mâine bibliografia critică. Am cam terminat cu scrisul lucrurilor pentru o perioadă, nu prea mult, pentru că de mâine vreau să încep să citesc bibliografia critică și să-mi iau notițe câteva ore și restul să mă ocup de literatură, ceea ce e partea minunată care începe acum. Am terminat materiala pragmatică, am terminat materiala semantică, am terminat sursele critice la semantică, în afară de una pe care nu o găsesc nicăieri și nu știu unde o să găsesc, pentru că am verificat și la Biblioteca Centrală și nu este cartea respectivă. Iar azi o să termin sursele critice la pragmatică și la la pragmatică și la morfologie. La morfologie nu am suport de curs. Încă nu am vorbit cu nimeni despre asta. Bănuiesc că atunci când nu ai suport de curs te bazezi pe bibliografie critică. Deci trebuie să citesc un pic mai atentă pe aceea decât pe cea pe care o am acolo unde am cursurile.
Iar apoi vreau să încep să fac fișe cu mișcările culturale, cu curente literare, toate lucrurile astea. Iar apoi să încep să fac fișe de lectură pentru cărți. Asta ca să vă spun despre progresul meu, de care sunt extrem de bucuroasă. Sunt super, super mulțumită de cum decurg lucrurile. Ideea doar e că ar trebui să mă concentrez mai mult pe literatură. Eu m-am concentrat pe ceea ce mă stresează, anume LEC. Și nu ar trebui să fac asta. Adică, ba da, asta ar trebui să fac. Pentru că am mereu tendința, când am de învățat pentru un examen, să învăț din ce știu deja. Cumva. Și nu e bine. Pentru că trebuie să învăț din ce nu știu. Ca să mă asigur că învăț lucrurile alea. Și mă bucur că data asta am învățat, doar că mi se pare că mi-am luat așa mult din timp să trec prin materie, pentru că eu nu am învățat-o practic cât să pot să scriu despre ea. Mi-am reamintit-o. Va trebui să o învăț propriu-zis. Eu mi-am reamintit toată materia din semestru. Nu intră toată materia din semestru la examen. Deci sunt niște lucruri pe care trebuie să le mai fac. Dar în mare parte mi-am amintit LEC franceză, mă rog, mi-am amintit lingvistică la franceză și trebuie să mai trec, după ce termin cu sursele biografice, vreau să trec prin lingvistică la engleză, anume eu mi-am ales, sau cred că îmi voi alege spre asta înclin, tensia aspect mult și semantică, în cazul în care se gândește cineva că e vreo informație privată, ce vă zic eu, nu e nicio informație privată, toate informațiile astea sunt pe site, pe site-ul facultății. Dacă căutați licență, sunt informații publice, toată organizarea și metodologia pentru licență, toată bibliografia critică, adică... da, deci machiajul este gata, trebuie să mai dau cu ruj. Dar voiam să vă mulțumesc că ați fost săptămâna asta alături de mine și că ne-am distrat împreună și că am fost productivi, pentru că noi am mai discutat pe Insta despre lucrurile astea și a fost o zi super, super, a fost o săptămână foarte productivă, mă bucur mult că am reușit să fac ce mi-am propus și sper că de acum, cel puțin până la licență sau și după admiterea la master, pentru că unul sau două din programele pe care le-am în vedere au admitere, nu doar au interviu și examen, nu doar dosar. Sper că va fi și atunci un moment productiv și că vom reuși să facem ce ne-am propus, nu doar să ne propunem lucruri, pentru că sunt sigură că și voi acum când voi dați la videoclipul ăla să învățați pentru ceva. Așa că sper că o să-ți meargă bine și până atunci spor la citit.